Până în anul 1918, românii din Peream nu aveau nici școală și nici biserică proprie. Cei 40 de credincioși ortodoxi în comuna Peream țineau slujbele religioase în școala din centru. În anul 1926, în centrul Peramului, românii au primit un teren pentru a construi o biserică și o școală. La 11 decembrie 1926 s-au început lucrările la construirea Bisericii Ortodoxe. Clădirea a fost terminată în anul 1927 și a fost construită pe baza proiectelor arhitectului Iosef Ortner. Lucrările din interiorul bisericii au decurs mai anevoios, probabil din lipsa fondurilor. Lucrările de tâmplărie au fost realizate de firma Bauer, iar sculpturile de Georg Wilhelm. În anul 1933 au fost terminate și icoanele de pe pereți, acestea fiind pictate de arădeanul Imre Csapcsa și aurite de arădeanul Wilhelm Haubenreich. La început, preotul din Pesach a ținut slujbele la Biserica din Peream. Primul preot ortodox al Peream-ului a fost Ștefan Vasiescu, care a fost numit în anul 1939. Acesta a fost ucis în 1944 de către soldații germani în livrezile din Peream. Doi clopoți au fost donați de către prefectura Timișoara și al treilea a fost donat de credincioșii ortodoxi, care la vremea respectivă au fost conduși de revizorul școlar Ștefan Mihailescu. În anul 1957 a avut loc renovări interioare și exterioare și biserica a fost din nou sfințită de către metropolitul Vasile Lăzărescu la data de 14 septembrie. În anul 1988 s-a schimbat învelitoarea bisericii din țiglă tip Sols cu una modernă din tablă, pe structură de lemn cu pod dublu izolat cu vată minerală. Un an mai târziu, în 1989, a început renovarea exteriorului și s-au inaugurat pe părțile laterale două lăcașe speciale pentru arderea de lumânări. Între anii 1999 și 2002 a avut loc renovări interioare prin pictarea bisericii de către doamna Teodora Sterescu-Cican, care la vârsta de 73 de ani, la începutul lucrărilor, încă se urca pe schele și picta. La un an după terminarea picturilor din biserică, s-a stins din viață. La aceste renovări au participat mulți credincioși, printre care, în mod deosebit, domnul inginer Petrică Marin. În anul 1997 s-a instalat troița maramureșeană din fața bisericii donată de domnul inginer Ardelean Ioan. În 1998, tot dânsul a donat și o statuie cu Sfânta Maria. Postamentul pentru cruce și statuie au fost realizate de către biserică împreună cu comunitatea de credincioși ortodoxi din Peream. Icoana de pe fața bisericii reprezintă hramul Maicii Domnului. Între anii 1993 și 1994 s-a renovat casa parohială. Între anii 1995 și 1996 s-a extins biserica în spatele altarului. S-au schimbat și șgheaburile defecte. În anii următori, până în 1999, au fost realizate reparații la turle, clopotniță și s-a pus dușumea nouă. S-au montat și bănci pentru credincioși.
pe marginea interioară a bisericii, existând inițial doar 40 de scaune ale primilor credincioși ortodoxi ai bisericii. A avut loc și lucrări de prelungire a podului și a balcoanelor. În anul 2006 s-au schimbat vechile ferestre din lemn cu noi geamuri termoizolante. Un an mai târziu, în 2007, biserica a fost racordată la rețeaua de gaz și s-a pus în funcțiune o instalație de încălzire centrală.